Un accident grav a fost produs marți dimineață în municipiul Botoșani de un șofer aproape de comă alcoolică. Două persoane au ajuns rănite la spital după un impact violent între un microbuz și un autoturism. Un bărbat de 40 de ani aflat la volanul autoturismului a intrat cu viteză în strada cu prioritate, fără a mai ceda trecerea unui microbuz de călători. Din fericire, microbuzul nu era plin cu călători, altfel putând avea loc o tragedie. Polițiștii ajunși la fața locului l-au testat pe șoferul vinovat de producerea accidentului, care abia se mai putea ține pe picioare. Etilotestul a indicat o alcoolemie de 1,41 în aerul expirat. Șoferul aproape de comă alcoolic a fost condus la spital pentru prelevarea de probe biologice. Wow.